Adică deja am plătit mai multe camere și nu dăm amenea, nu se stopează sau măcar se limiteze chestia asta cu deversarea atotului deșeuri pe drumurile comunale. Ascultați-mă, vă răspund parțial și ce mai complicat. I-am și făcut domnului Eugen Primare, are dispoziție pe asta, mai are domnul colegul nostru de la mediu, domnul Voinar Bogdan. În momentul în care le avem notate, domnul viceprimar, împreună cu domnul Onofreu Costa, au identificat, să zic așa, zonele vulnerabile, unde trec mașinile cu deșeuri sau să le vedem când intră și ies goale, și ai proba. Automat o să fie stocat în unitate, îți rămâne proba acolo. Domnule, ai dus cu mașina plină, te-ai întors în 20 de minute cu ea goală, ești bun de parte, solicităm poliția. Atribuții de vis-a-vis de procese verbale de amendă are deja domnul viceprimar, are și cred că colegul meu Bogdan Voinar. Nu sunt ei, semnez eu sau domnul secretar, nu din capătul lui. Cert este că cu siguranță ne-am și dat termene cei de la Garda de Mediu, doamnele comisar care au fost la noi în câteva rânduri, neapărat într-o lună, două, vor rezultate efectiv amenzi. Ne vom ocupa de asta, dar, cum am spus și la cealaltă ședință, eu vă rog, văd masă să vă implicați, cum a fost și domnul secretar, subicele și echipele noastre care au fost seara, azi văd mașina. Domnul Trifan face agricultură, domnul Hărduț, eu, cine mai merge pe extrabilar, am văzut mașina, dați-ne pe WhatsApp o poză cu numărul mașinii, că casă sau ați văzut-o la colin, ne dați și ne ocupăm de ea. Până acum nu primim, nu ne prea ajută nimeni, hai să fim serioși. Fără probe, povestim, nu? Dar camerele în zonele și străzile secundare, de știți că se depozitează, acolo vom pune camerele. Vă dau. Vă dau. Mai nimic prin șpoc să vedeți. Domnul Mica. S-au pus camerele. Dar nu mai este bizet. Dacă vine, am și plătit primăria mea. Domnul Mica, domnul secretar, aș dori să ne spun modul. Avem și o inițiere de proiect a colegului nostru aici, care va urma să facem, tot legat de aruncarea gunoaielor deșeuri, care este prețul stabilit minim sau maxim de amendă, și care este forma legală, cine amendează? Primăria poate amenda, mediul poate amenda și care este suma care este minimă sau maximă care putem acorda. Un pic mai implicat ca în mandatul trecut și să vedem că se dau amenzi, că faptul că se aruncă gunoaie este un motiv pentru care nu s-a amendat și se știa întotdeauna că la Smeaur nu se pot arunca gunoaie, că nu există nicio lege. Și pentru asta vrem să facem un proiect de hotărâre, domnul Dan, pe inițiator aici, cu maximul de amenzi, dacă putem noi, Consiliul Local, să avem puterea asta să o facem, să le aplicăm. Și să audă cetățenii că, de fapt, de mâine, cine va fi prins că va arunca gunoaie, va suporta consecințele. Cred că este modul de putem pune în aplicare legea și e problema care o rezolvăm. Cuantum, vă spuneați, sunt două variante. Cuantum amenzilor, cum a spus domnul secretar, sunt deja stabilite prin lege. Eu zic că este mult mai bine ca la momentul în care avem contravenție, sperăm să nu avem infracțiuni pe mediu, atunci e foarte grav, trebuie să participe așa, reprezentantul primăriei, domnul viceprimar, domnul secretar sau eu, trebuie să fie poliția și trebuie să fie comisarii cărții de mediu. De ce? Fiindcă tot ce se întâmplă vis-a-vis de mijloc de transport în comun, că e remorcă, că este camionetă, că este camion sau eu știu ce mai este acolo,
la momentul în care se încheie procesul verbal, cu siguranță, 99% se întâmplă să fie contestate. Ați înțeles? Dacă nu este echipa completă, cu poliție, bine cu toată lumea, da. Le pierde la instanță și toată munca noastră și că la echipă acolo, este în zadar. Așa, dacă suntem echipă mixtă, cu toată lumea acolo, tot ce înseamnă, noi reprezentăm UAT-ul, ei, poliția, ceilalți gata de mediu și Ministerul Mediului. Eu zic că este mai simplu așa, să pot modifica cuantul oamenilor cu tine noastră și prin care le dăm noi direct, fără să-i invităm pe dumnealor aici, și le aplică viceprimarul sau responsabil de mediu, sau unul dintre noi, semnăm procesul verbal. Dar cuantul este mult mai mic, se pot stabili cu HL, aveți dreptate. Se poate și așa, fiindcă la ce avem noi pe HL sunt mici amenziile. Măsura coercitivă, da, măsura coercitivă se pare că aia poate să mișe lucrurile. Cu tot cu sărmâna și cu vă rugăm, nu, nu vă aștept. Nu putem să lucrăm. Se poate în fiecare lună, la fiecare ședință, un raport de câte amenzi au dat în infracțional? Da, acum, mă repede, ședințele de ședințele anului viceprimar, sunt convins că nu va aplica amenzi cu ele. Dacă nu mai rămânem la discuții, că nu mai sunt lucruri pe care... Să avem prima mesură la generală, adică nu știu noi consilieri în ce măsură putem să oprim căruțașul ăla sau... Orice cetățean poate să sune la 112 în cazul în care constată o comunicare de genul acesta. Absolut orice cetățean. 112 este sfânt. De în moment ce cetățenii vor fi informați că luna asta s-a dat 30 de amenzi sau 3 amenzi, știi cum e? Cetățenii știu că se dea amenzi. Domnul Sic, domnul viceprimar, vă rog. Dacă e cer la Ionuț, ședința viitoare o să vină și o să spună. Dar ședința următoare, o să vă prezint toate amenziile date în mandatul trecut, să zic, inclusiv amendul de 6.000 de lei. Știu unde se dau amenzi, că nu stăm. Exact. Nu, amenzi, amenzi se dau. Ai zis, iată, știu și iar bani. Mai vezi ceva la punctul 2 de ori? Lasă o cameră de video. Legat de sistemul în care aceste camere depistează problemele, am înțeles că la unele camere trebuie să stea cineva să uite tot timpul acolo. Păi asta e imposibil, așa că n-ai cum să... Cum? Deci cum găsim persoanele sau cum găsim mașinile, numele de la mașinile care fac chestia asta? De exemplu, cineva reclamă, domnule, am văzut astăzi la ora... Exact, 17.30. Poate nu chiar 17.30, ce faci? Stai de jumătate oră, toate... Nu, ai 17, îți iei un interval. Dacă omul ți-a spus 17.30, tu poți să-ți iei de la 16.30 până la 18.30. Și te uiți în ăla pe o viteză mult mai mare și te arată pe cameră. Și alte procedură pe cameră. Și în momentul când ai văzut ceva să trec pe cameră, te-ai oprit și poți începe. Asta e softul. Astea rămâns pe cameră. Deci, în... Sunt multe camere instalate în tot felul de situații. Trebuie să existe un soft, nu știu acum la astea noastre, care să dea numai numele care au trecut. Deci numai, doar să stocați, de mică mișcare. Există o unitate de stocare. Acolo se stochează toate informațiile astea, da? Păi da, dar sunt multe, asta vreau. Asta e viața, în momentul în care am avut și infracțiuni vis-a-vis. Dacă asta nu s-ai găsit. Asta nu, acesta a fost cu viceprimarul, a pierdut cu... Normală, au nevoie și de un alt, din câte am înțeles, de la
cele normale. Cele pe care le avem în momentul de față, știți că sunt cu cartea SIM, sunt camere cu panou fotovoltaic, cu baterie, așa funcționează ele, nu sunt trase la, nu sunt legate la curent sau legate la hidrolizare. Și atunci, asta e motivul pentru care trebuie derulat efectiv. Să-i slabă, sunt vorbi așa la asta. Cum a, și în ce timp de pe 20, în extensiunea aceasta de rețea de camere video s-a făcut din ce am solicitat în momentul primar în mărbărie. Direcție camere video, 5-6 metri de fibră optică și 12 camere video. Suma asta așa e? Nu, dar este o altă sumă. Mai o să ne fac o estimare, ne spune câte camere se poate pune de bani. Și unde le poziționăm? Păi au fost deja, domnul Vicent. La lobby este unde a venit gata de mediu, aici la ieșire spre gara la Sfântul Mihai Roman, în punctele unde s-au găsit, unde merg. 12. Deci în sunt două ieșiri la gara. Una la gara, una la partea spre Teiflat. Acolo pe două camere neapărat. Sunt două drumuri care... Acolo se vezi multe gunoi, în partea asta de teme. Acum sunt și iar aici la piață, de exemplu, am avut un incident, am dus și eu, nu era pe domnul viceprimar instalat, am făcut cobură de ce avem obiective noi. Într-o vineri m-am dus ușa de la toalete smulsă, cu toate efectiv aruncate.